vacina! Unde-i sărăcina, mă, vacina? Pleacă vacina! Mamaie! Mă sui după sticla, fata mea! Ca sărăcia n-are poluare, șteșă. Are la mufă. Janita, fugi de acolo! Fugi, mă, de acolo! Fura, ur! Dar ar dracu, nu o să... Vino-n coa. Ia vino-n coa, mă. Hai, vino-n coa. Cred că m-am țâfnit. S-a slăbit și guma asta. Se duse de la nădragi, parcă aș fi Fernanda, casa de piatră. Păi hainele bunele, țin și folier, duci ele să dai la porc sau să săp la poruncă. Ce mai îndrulă, ce că ești tâmpită. Unde ești, neam de hoți? Auzi, lume de hoți? Unde ești? Unde ești? Joanito! Te-a dus să-și ar la găima? Dar coada ta, dracului de pleșcar, că tot șobolan le-ai tral, dracului. Doamna Nica! Ce, mă? Ce? Hai că ți-am adus doi turiști. Aoleu, pă, nici nu fac curat în casă. Ce turiști? Aia lui Trancă de la Severin. N-au uns o culce. Îți veniți la botez. Auzi, zice că bea pișat, dar nu cred. Ce să-și, mă? Cum o să nu mă fă bea pișat? Pișat curat. E bun la ceva? Mă, doamne, asta. Cum, mă, pișat? Dar ce-i nebună la cap? Da, să nu-i spui. Vete. Ci că e bun la tin și la nervi. Pișat, pișat. N-auzi, ce doamne. Cum e cu americanii aia? Mai intră? N-a mai intră, gata. Nu mai nimic, gata. Ce gata? S-a împăcară la loc să duce egipteanul la Casa Albă și gata. Hai, intrați! Intrați, intrați! Hai! Hai! Nu că nu mușcă! Nu, tu te joanit-o, Dacilea! Fugi, Dacilea, că mă omori! Hai, da, intrați! Hai. E puțin deranj. Că eu... Dar până... Până mâncați ceva, până nu știu, pun aspiratorul și gata. Hai, că-i gata. Hai. Aici ții dumneata hainele de mormântare? Dar le-ai scos nițel aerisit, dar ce-i? Și așa prinde televizorul ăsta? A, nu e bun? Ăsta e bun? Are ceva la mufă. Are și ăsta. Ia să vezi cum merge. Ia uite-l și pe ăsta. Văd că l-ai pus și pe pereți. Ce vrei să faci cu el? Dar ce vrei să-l scoți? Nu poți să dormi sau ce-i? Păi vrei să dormi cu el la cap? Nu dormi aici nici mai. Da, mami, asta e pensiune rurală. Dă 2 steluțe pentru turiști. Dacă vrei să mănânci ceva mai curat, așa, mai eco, am o ușoare proaspete de țară, am o șunculiță, am de tot. Lasă-mă, dragă, mă citesc. Uită-te și tu ce e aici. Auzi, iată-ți. Iată-ți nițel. Tașniță. Auzi, mamaie. Tașniță, l-auzi. Mai multe țări europene, inclusiv în România.
Potrivit ministrului Habib Al-Azhar. Hai să mergem, n-are condiții. Dar ce condiții trebuie ție? Ha? Că auzi că te dai cu pișat. Ce spui? Și auzi că îl și bei pe deasupra. Nu-ți-o fi ție rușine că copii. Să nu fie obraznic, auzi? Du-te, du-te, ca să-ți ia pielea de pe tine. Du-te să bei și pișat pe acolo. Că te face mai tânără la mine aici să știi că nu bei. N-am ocupat. Hai să mergem. Toată e ocupată. Stai puțin. E un balamuc ce nu s-a pomenit. E o aglomerație. Ce să fac, dragă? Nu știu ce să fac. Stau ca un bou aici pe perioadă de oră și nu știu ce să fac. Uite-o că a venit. Hai tu. Ce faci, gagicu? Ne sunt, sunt. Nu cu tine vorbesc. Nu mă aveți sau ce ai? Acum iau un taxi. Ce? Acum iau un taxi sau o bag la metro? Bă, unde e umblat, nebunatico? Ce? Cum? Dar are ceva de amigene? Păi n-a adus nimic. Păi n-are nimic în mână, n-are, nu, e... Ai adus ceva vin? Ete, hai te pune mâna, păi, așa că bineînțeles că n-a adus. Vezi că mă rupe, hai da! Nu prea am voie să ridic. Ai oasa în burtă? Bine, dragă, două pasă. Ce fii tu așa nesâmțit, ai? Lasă, nu mă mai nebunit. Eram convins că n-are ce vin. Lasă-mă, dragă, în pace că vorbesc cu ea. Dar ce spuse-i, dragă? Nimic n-a înțeles. Mă duci așa? Eu nu frumos, un cartuș. Am să-i dau când am să pot. N-am ce să fac, nu pot să cartuș. Hai, dragă, mai repede. Nu pot să cartuș. Nu a fost, am mers asta în tângare ca un idiot. Păi, când lasă. Dar ce e asta? De unde să știu? De ce stai ea după closet, hă? A, gata, ajunge, gata. Stai, cum vrei să ieși pe stradă așa? Dar ce are? Du-te, bă, de aici, bă, las că vorbesc eu. Ăla e un dobitor. Păi tot timpul o găsăi în baie, ce-o fi asta? Ceva de curățat, ce e? Ce curățat, dragă? Domnul, e pipilica de la mine. Analiză ceva? Normal. Iar a uitat, dar ce se fac dacă uite mereu? Mă, Jadel, să nu bași furcăciunea aia frigidera, auzi? Vin la pauză, vin eu, ce-o aduc acolo. Să nu zici că nu ți-am zis. Dar ce are, dragă, ce are? Strânge alta. Hai de unde? Și tu de ce schimbași de pe mine, ia du-te-ți fă lecție. Hai du-te, că nu te încheie la medie și atâta ne mai trebuie. Mi-a făcut de le naibii. Când le-ai făcut? Hai, mă mare, de asta a venit pe capul meu? M-am un pic la mate. De mai zgârma. Ahí se nota la diferencia de edad. Luego le preguntaré. Ya, gusto de hecho. ¿De qué es? Un gusto que no me he mancado. ¿De qué? Păsărică. A plecat de aici cu scârboșii. Hai că nu-i păsări, că e broscuță. Să știi că te spun lumea ta. Să nu zici că nu ți-am zis. Ah, uite, ce nervoși sunt. Te-ai găpăt în pitoa joită? Știrile încep la 7, mamare. Ia vezi, destul de treaba ta. Știe, dar se teme să nu scape. Poate fi și pe alte canale. Hai, hai! O vezi ce aude? Se numesc frații Păunescu. Cum e mama? E bine? Mama, ești tu! Nu spun eu? Am eu teză? Vezi tu că eu am teză? Vă... pune-mă în ochi. Ia! Ia pleacă, Daci! Hai, fugi, Daci! Hai, dragă, ce ai? De cum își bagă ea țașca în pungă? Să nu-i o taie bandiți? Uite și la asta. Păi cum se sară peste șpițele astea? Păi ce acelea? Toată lumea merge la gratis, numai eu plătesc ca o proastă? Dar ce pensie am eu? Cerbișorul, mama, cu ochii lui Tăcatifia. Dar de ce fata mea fi tu atât de rar pe televizor? De ce? Te încolțără urâță. Să te dea la o parte, să-și bage ei nepoții și neamurile lor hămesâte. Că la rom de lecom, ca la mongoresc. Ca la bancă. Ca la Argeș. Doamne, Paul, ce trebuie să fie azi? Că păstă noapte te dă dură de acolo. Că hoță. Hey,
dacă acest de care va vreun loc, îmi dă mie ceva să stau. Mai ce te... Ce faci, mamaie? Mamaie e moașta, fi la toată dracu de post. Ăsta-ți vrea rău. E bărbat. Bărbat? Cu mă. Nu mi-aduc aminte. Nu știu. Da, pă? Cine-i pă? Ăsta-i unul de la spital, de la Fimea, unul Paul. Ia uite aici. Ține o veste. Cine? Ăsta cu pă? Ce veste? Asta numai în cărți se vede. Vrei și în cărți? Da, dă și în cărți. Da, mai pui 100. 100 de mii? Hai, dă că dau. Auzi, doamnă, eu cred că s-au măsluit. Da, de ce? Păi dacă nu m-aș uita la etatea mea tale, aș zice că e o veste de dragoste. Hai să zi. Ia uite omul ăsta, îl vezi? Așa. De ghindă, cam la 30 de ani. Îl cunoști? Nu. Așa. Are nevoie de mare ajutor. Are necaz mare. Uite cum îl mănâncă lupii pe la spate. Așteaptă să-l scapi. Eu? Dar nu-i cam tânăr? Nu știu ce să-și... Uite aici. Vrei să ți-l leg? Nu. Drum de zi, cu mare bucurie, dar și aproape și departe. Nu înțeleg cum vine asta. Și aproape și departe. Nu știu. Să mor eu, dar știi. Doamne mare și... Sunteți desfrânate. Toate păcătuiți. Doamne. Mai am una în buzunarul de la halat, am uitat-o și ca asta, pune-le împreună. Frigider? Într-o pungă, du-te că vin. Ia să văd. Lasă-mă, Nambi. Ți-am spus să nu ridici nimic, ți-am spus să ți-i strâns. De ce nu ți-i strâns? Unde ți-e gării? Ei pe ăștia. Nu port din ăștia, lasă-mă-n pace. Dar ce are dragă pe lângă casa, atât te strânge? Nu port, tăi dracu, dacă mă vede cineva. Păi cine să vadă? Pe lângă casa, atât. Nu pot. Nu pot, mă și mănâncă, mi-e ca la picioare. Nu pot. Te-ai scremut? Ai tușit? Lasă-mă, domnule, să simt ceva, ia mâna de acolo, nu intră nimeni! Nu intră nimeni, cine să intre? Ia mâna, că am mai văzut din asta, nu-s la prima. Au, ce e aici? Păi de mine și de mine vorbesc cu smântenică și te operează mâine, nu mai vreau să aud. E strangulat? Coboră, ți-am spus că se duce în jos. Nu mă opresc. Ai ridicat? Nu. Te-ai forțat? Nu. Unde e mama? Cum să fac? Zi-la mama, cum să fac? Ha? Și de ce-mi trimezi tu mie veste? La drum de zi. Vorbești singur, ești duză. Lasă-mă, mama, cum să... Să răi lumea, fata mea. Dar dacă mă apuc să-i scriu scrisoare, vede ce picioare umflate are. Nu te îndurași. Nu te îndurași să dai pun metro. Nu mă țin el a mers. Vede, o bătrână cu sufletul curat, cum strânge ea soașca asta roasă la pept. Se târâie la televiziune, poate dă norocul păstă ea și îl întâlnește. Dacă până la colțul străzi nu văz o pungă verde, înseamnă că nu-l văz. Dar dacă o văz, înseamnă că-l văd. Dar mai dă o dracu de pungă, pe ce mă ține ea în drum? Cred că e bună la nervi și la ten. Dar cum s-o bei, doamne, cum s-o bei? Ce cauți, mamaie? Păi trebuie să scrie ceva în cartea, că nu te-a pus să scrie așa o carte de pomană, nu?
pe cum? Una de la țară să ține mai bine decât una de aici. Doamnă, căutați pe cineva? Da, dar unde ești dumneata deloc? E prin județul Vaslui. Aha. Da, vreun WC-ul așa, n-aveți facile? Doamnă, sincer să vă spun, aici avem unul, dar nu se poate, că așa e regulamentul, trebuie numai pentru noi ăștia. Da, e nu nimica, mamă, nu nimica, ce să facem? Da, mai bine nu vrei, Matale, să te pun pe o listă de bătut din palmii? Și mă lasă înăuntru? Te lasă și nu într-o, te lasă și la WC-ul. Așa. Mai iei și bani, 2-3 pole acolo, dar știi cum e vorba aia, ei, nu-i ca când îi dai, ce nu-i bine? Da, dar cine cere să fac? Ce te pune să faci? Vine cutare cu cutare, vorbește despre lucrul ăla și când a terminat, toată lumea după bancă începe să aplaude din palmii ca la comandă sau ridică la ordin. Păi nu-i rău, zău, nu-i rău. Da, și te bagă la aparate. Te bagă, doamne, la aparate, te zvântă. Păi, atunci, hai de răpăjor, hai să mergem. Nu se poate astăzi, dar te pun pe listă ca pentru mâine, că te scriu astăzi. Nu, mâine nu pot. Zi-mi ceva de Paul. De Paul Șpicheru? Aha. De ce nu mai lasă pe băiatul ăsta să vorbească la știri? Cred că vorbi cu ei la zinainte, vorbi și pe... Săruna. Lasă-mă! Nu știi pe WC-ul pe aici? Ce WC-ul? Vreau pișul, lasă-mă, măi! Vrei pișul acum? Păi nu-ți spun că vreau, lasă-mă! Te jenezi? Nu mă jenezi deloc, dă-te final dracu cu degetele tale cu tot, dă-te de aici! Ia mâna! Final dracu cu degetele tale! Bă, Nică, de ce te jenezi, bă? Așa de răcită, mă mare, că nu știu ce să mă mai fac. Păi să-ți fac un ceișor, hai că mă duc. Lasă, nu trebuie. O apă fierbinte, așa, hai că culce caldă. Lasă, domne, nu acum, lasă-mă în pace. Da? Da, doamna Bertina. Nu, n-am venit. Păi ce, nu-i de gardă? Ba da, căutați-o în sările alea de operații. Aveți grijă. Aveți grijă. Ai grijă. Ce faci? N-ai făcut nimic, Dulce? Dai pe față. Dar cu ce nu m-am dat? Hai că te sunem mai încolo, da? Ai fost fiat din ori pe la baie. Asta e bărbat sau ce? Face pișul în picioare sau se așează pe colac? Pe porțelan așa ca fetele. De ce-l păzesc eu? De ce? Pă, uite, e una la noi la țară care se dă pe față cu urilă, face pielea fină. Asta e poezie sau ce? Nu te râde, că e foarte bună pentru tem, pentru bubie, ia cu mâna. Păi da, mata. Dar cum nu? Dacă nu te spun mama, bine, să fie. A, nu fi rău, că asta se dă pe rețete, are calciu, are și o carte. Te uzi la televizorul pe prostul ăla și nu înțelegi nimic. Nu e pentru față, e pentru păsărică. Ce păsărică? Pentru jos, la bărbați, trebuie băut. Da, de ce? Păi pentru clorofilă, mama are să știi cât te spun. Eu sunt. Unde-i Jenel? Jenel, adineaure era în baie. De ce e asta? De la spital, le uit ce să fac. Am uitat să le duc la laborator. Mă lasă și memoria tot când vine să mă omor. M-a căutat cineva? Sora Bertina de la spital. Am uitat și de asta. Dar ce îl trebuie stăpul ăsta să muncească undeva? De ce crezi că nu caută? Da, caută. Uite ce caută. Ce e asta? L-am văzut cu ochii mei. Te rog să lași pe Jenel în pace. Stai în casa lui, nu te băga. S-a băgat în chinuțul tău. Dar nu stai mai dragă, e altceva. Bă-l văzui în chinuțul tău, îl străcetă pe el, uite, s-a șurupsă. Are hernie, de-aia-i poartă că-l strânge. Băi, dacă eu sunt proastă, nu-l văzui cu ochii. Te rog să lași pe Jenel în pace. Ce e hernie? Se rupe la prapuri și cad intestinele în jos. De la ce?
De la efort, de la ce? Cât de jos? Hai, ce Ia, nu, de aici! Ce faci aici, bune? Unde fugi? Stai! Stai! Tuța! Consumația! Tuța! Ce e, domnule, ce se întâmplă? Tuța! Consumația! Cât am de plată? Ce ai avut? Două fripturi și două beri! Tuța! Apă minerală ceva? Nu! 260! Un ardei, uite, și trei chifle! 275! Da, păstrează restul! Hai, gustă, gustă. De ce ai lăsat ușa deschisă? Intră miros. Ia, ieși tu. Dar ce miros a rahat? Miros a mâncare. Ce-a... Gata, mamă, s-a dus la jurnalul de noapte. Ei, te vă râdeți așa că două proaste. Nu mai stau. Mă duc la mine acasă. Mă mare, nu știu de glumă. Nu mai știu. La ce ori ați venit acasă? Ha? După cinci. Ați găsit masa apusă? Mi-ar place și mie să am servitoare așa, să vin mai la crăpeniță. Și eu ce mare greșeală am făcut, am dat drumul nisă la aparat. Ce, am omorât pe cineva, strâng curentul, ce fac? Las că luna știe, te uiți. Dar la cine? Și de ce numai pe unul, de ce? Nu mi-e rușine așa, puțin. Sunt femeie netate. Două proaste. Ce să am eu cu el? Ce să am cu el? E un om mare, îl știu o lume întreagă. Seamănă puțin cu Ducul, e adevărat. Când era tânăr. Adică femeia e nebună. Și a pierdut mințile la bătrânețe după băiat. Auzi, puștoaică? Ce dracu? Și ție cum îți place de șleampătul ăla cu chitara? Și ăsta e de slăbănoaga aia de la meteo. Uite, așa îmi place și mie ăsta. Pentru că este un om care are o pregătire. Nu se încurcă la citit. Acela tot, da, și pune acolo. Că plac să placă la toată lumea, să placă ei. Da, ia. Auzi, Năzdrăvano, pentru mine ești indecența. Ia mai du-te, dracu. Auzi, cât mai stai tu cu ploșnița asta? Cum pleci de acasă, cum o întinde? Ți-am spus să nu te mai alegi de jenări? Te-am rugat. Nu vezi cum te-ai smochilit sub ochi? Nu te uiți în oglindă, când o mai duci? Ia numai aia la cap. Și tata lui asta mai scrie? Havana. Havana, Havana, dar mai scrie? Mă lași? Uite cum stai acolo la televizor, lăsați-mă în pace! Stau eu ca o năroadă, ca o proasă. Nu ți-i puțin rușine așa. N-are nici 30 de ani, nici atât. Și cam dulcic. Știi cine a fost tata lui ăsta, lui Paul ăsta? Uite, nu știu, am uitat. Știi cine a fost și ce rahat a mâncat? Ăștia au mâncat, mamare, au lins. Bine că n-ai lins tu. Ce-au lins? Ce-au mâncat? Au mâncat ce ați mâncat și voi. Numai că taică-su trebuia să mănânce de unul singur. Acolo la... cum îi zice la aia? La ce faci acolo? Ai închisit o sfoară. Te-am rugat să nu te mai alegi de jenel? Te-am rugat. Nu pot să mă duc cu mutra asta în pot. Am să scriu. Da, îi scriu. Să duc alea să se culce și îi scriu. Nu dau nume. Vezi că asta învață la gimnastică? Fii cu ochii pe ea! Tu ai zis așa lumea ta de aia. De care? Dă pișu. Mă, mare, ce dracu, tu crezi că eu umblu cu pâră? Ai grijă, ai grijă, ai grijă. Nu. Ai grijă. Dragă Paul, când vei cit aceste rânduri, vei afla despre mine că mi-i drag mult de tine și că aș face totul ca să te apăr de câini. Cunosc ce probleme ai la servici, dar să știi că de asta-ți venit. Numai un semn de mi-ai da că ai citit, Paul, scumpule, cu ochii tăi de cerbuți. Când mai ieși pe la știri, dă-mi un semn, care-l vrei tu, semnul, numai să te uiți în ochii mei și să-mi spui pentru mine ceva ca să fim înțeleși.
Dacă îl găsesc pe militarul ăla de-l cunosc, o las. Dacă nu? Nu. Vreau să stați bună, să le fac de mâncare și în timpul ăsta spurcați îmi sparge cruce. A dat cu jurubelnița, a dat cu ceva, că de tot telefon, mama nașa, că e ciobită, dar nu știe de cine, nu știe de cine. Spui eu, bețivanul ăla, nicul ăla, aluțurile, ăla dădu, înjură, înjură când trec cu ducul, cu coșciucul, pe-n dreptul casei lui, lume, popa, și el, să răi lumea, mamă, să răi. Nu-i mai zi. Gata. Pentru domnul Paul. Intră și pe aici, intră, îi par bine. Puteți fi liniștită. Rânjețe dracului. Râdeți. Râdeți. Săraca femeie. Uite cum umblă ea abătută. Uite cum. Cum se vede supărarea pe fața ei. Mi-a vândură. Să bat pe el. Uite alta. O fi tot aia. Nu, eu cred că e alta. Să vinde bine? Crei că să dă pe sub mână, ha? Dă-mă pe aia cu Rina cât face. Dar nu scoți vorba asta pe gură nici moarte. Uite, cumpere o carte. Și dacă o cumperi, de câte ori poți să o citești? O dată, de câte ori să citești, nu? Și ce scrie acolo? Că nu e bine, nu e bine să ce? Nu e bine să dai urina. Oameni buni, nu despișat, că nu e bine. Dar dacă cineva s-a apucat să scrie cartea, înseamnă că e ceva de bine. Dar din contră, nu? Dar ce e bine? Ce e bun? Hă? Ce e bun? E bun că nici nu contează. Că dacă e ieftin, nu? Faci când vrei și vezi tu unde e bine. Dar dă-o dracu, dă carte, că costă o grămadă de bani. Ai grijă, dragă. Nu. Ăsta nici nu cred că e normal. Trebuie făcut. Are ceva la cap sau știu eu. Înainte. Toate problemele astea le avem în vedere. Ia. Domnul președinte al partidului este așa. Chiar a tras atenția la ultima întâlnire. Partidul trebuie să se regăsească și din mers. Ia stai acolo pe pat. Să se curețe din mers de oameni. Să știi că să poartă cu mine ca cu una din piață. Nu știu ce ai găsit la el. Stau și mă întreb ce-o fi găsitea la el. Dar dă-l dracului cu casa lui, cu tot. Și copila aia umblă așa pentru că n-a un tată. Îi dau eu tată. Vede ea tată. Pe ce să stau? Păi stai pe ce vrei. Cât s-a făcut? Ce mai ai? Mă înțapă în ureche. Te înțapă? Așa parcă îmi bag o Andreea. Ăla să culcă? Ce-ți bagă? De ce nu încerc și mie de analiză? Că strâng și-ți dau. Ia, du-te și fă. Să rădăcești pe acep în casă? Doamne, le uit peste tot. Mamă, dar tu vezi ceva? Unde sunt ochelarii? Dar ce-mi trebuie mie ochelarii? Ia, du-te-ți vede treaba. Ce să spun? Asi comechere Europa. Nu se vede banii pe ei. N-aș sta lângă unul ca ăsta, nici să mă taie în bucățele. Da, te-a rugat cineva. 11 fără ceva, mor! Membros. Pe unde vagabondezi? Nu ține seara, ți-am spus! Că n-ai spus! Nu ți-am spus! Ce ai vrei cu fata? Dar ce dai în ea? Unde umblă noaptea pe drumuri? Păi nu spuse, unde umblă, de ce să ce vrei, să mă omor sau ce vrei? Vă rog să se vină. Dar vă dă grâna mare! Nu te duce. Ah, este a comision că... Dar tu ce te răstești? Nu vreau doar să nu încărmă să răstas ora să acasă. Ia să taci în gură și să o lași în pace, auzi? Ce te răstești? Te-a chemat cineva? Tu nu știi să dai telefon?
Doamne, ia-mă, că am fost și eu tânără. Uite-le acum, miroasa fum ca la soldați. Mâine nu ieși din casă. Sunt Contrada, sunt la ultima semana. Auzi, mamare, dar de ce stai mata numai pe unul? Așa să ne meri. Ce să fac? Aștept jurnal de noapte? Cred că au dat afară. A scos și poza de la metrou. A cui? A luat tipul, a cui? Tu de unde știi? Pe o întrebi acolo. Ce mă înțeleg? Să-l așa rău când nu-mi calmea pe trei. Lasă-mă să văd ce spuneți. Ei, ce crezi că spun? Ce au și la ceilalți? Ce ceva cuiu? Ce-i mamale? Nu știu, am ceva la stomac, nu știu. Dar pune și mața mâna la gură. Și dacă o pun ce? Nu pot să mă țin, am ceva la vintre asta. Intervențion la bescam. Grijă, ai grijă. Ce vrei, iar? Ce iar? Adineori, ce-am făcut? Ce-am făcut? Iar ai uitat, dacă n-ai ține de minte. Internați-mă la Balamuc. Bueno, porque hay una serie de trámites porque yo și a ajuns cu mâna până la exact. Ce să-și? Dar de ce vă violează ea la țara mama? Știu eu, poate unde mănâncă prea mult hrea. Și m-a lăsat să ies. Bă, de la toarta că nu-i poate strece. Da, las, ce să. Dacă Națiunile Unite vor mandata o coaliție multinațională. Ce-ar asta, mamare? Da. Primi scrisoarea. La Gostovești. Fericești. Vă rugăm să ne scuzați. Imaginile se pare că nu sunt gata. Imediat ce avem banda, vom relua știrea. Manțap. Militarii americani au efectuat noaptea trecută o raie la Tikrit, orașul natal al lui Saddam. Tot pe unul stați? Nu poți dormi? Ce-i acolo? Un șosel, ce să fie? Te dor ochii? Mă dor toate. Te ustură? Mă ustură, dar mă și mănânc. Hai, ieși cu niște bani. Tu să-ți dau eu bani? Hai că ești plină. Ai hotel, ai găini, ieși cu niște bani. Te scrântiși. Pentru mine e esențios corupția. Ia mai du-te-și, dracu. Corruption. Ce să? Corruption. Au spus, Ștoico? Mă doare, dă pe Eurosport. L-ai văzut cum se uită? Ce cum se uită? Se uită la mațale. Doamne ferește, cum să se uite? Nu mai are ce dracu, dacă spun eu. Avi fată cu minte, te la ea. Nu mai fuma atâta. Ți s-a părut și știi de ce? Pentru că e capabil. Așa trebuie să fie șpicherul. Capabil. Nu că a mâncat cine știe ce. Dacă e bun, e bun. Să vede pe el. Și dimineața, metru, ce discutară unii? Știi? Zicea, care credeți că e cel mai capabil șpicher de acolo după la ei? Și știi ce răspunsă? Păi da, păi da, că nu sunt mai o proastă. Mai e și alții. Ție ce serial îți place? Roberta. Și mie la fel. Doamne. Știi să hotărâți să meargă până la capăt? Dolores Porme, Argentina. Pe data de 2 februarie, de la ora 7, aceasta însemnând un impact foarte puternic asupra consumatorilor de produse petroliere din țară, cât și asupra navelor care descarcă țiței și păpură din import. Patroana unui club de noapte din Târgu Jiu a fost prinsă în flagrant delict după ce o tânără pe care o exploata sexual în bar i-a plătit o sumă reprezentând dreptul la libertate. Ai grijă. Două proiectile din primul război mondial. Uite-te și tu dacă te mi-e ceva. În spatele unui bloc din Craiova. Deși sunt în stare avansată de uzură, au focoase și puteau exploda în orice moment. Locatarii blocului sunt îngroziți de descoperire, pentru că proiectul... Mă mare să vezi, am cunoscut un băiat, îl iubesc disperat, e neamț. Mă răpide pe stradă cu un BMW aurii, vrea să mă scoată din țară cu pașaport măsluit, dar nu pot, că mi-e dor de țară și de mamă, nu pot. Dar ne iubim ca nebuni, are intenții serioase. Te răpim? Ce-i nebun? În spatele unui
Tata, ce zici să jumătate că ai fost cu aia la lecție? Te mințești, mă? Dar cum putem, mă, mare, să spun? Ăsta e adevărul, jur. Știi să ții un secret? Ba bine că nu. Ăsta e adevărul, mama tale, știi? Slavă Domnului că m-am descărcat. Vă iubiți, vă iubiți, dar cum vă iubiți? Ce cum? Tu nu mai ești fată, tu? Să nu-ți pară rău, dar tineresa ta. Nu mă mare, de ce să-mi pară rău? Două proiectile din al doilea război mondial au fost descoperite în spatele unui bloc din... Dacă fug cu iubirea, să fie primit. Auzi, să spun și eu ceva. Aveți pe băiatul ăla, are foarte mulți dușmani. Toți prostălăii care țin cu guvernul vor să-l dea la o parte ca o protecție lor. Dar să n-ajung eu la joaditul acasă, dacă nu-l ajut să-i dovedească pe toți. Țin la el așa ca la copilul meu. Tu să lucrezi altceva, că te bate Dumnezeu, sunt femeie netate. Auzi, mă duc la guvern, mă duc la babe, mă duc la... Dau acatiste, mă duc peste tot la Cotrocel, la ziar. Asta nu poate să rămână așa. Nu, nu, să mai spun ceva, stai că să mai spun ceva. Aș vrea să știu cine e aia. Care e aia? Aia la care umbli când nu sunt eu acasă. Unde umbli? Unde umblu? Mi-a spus mama. Întâna de nu știu ce. Mă jur, dragă, pe ce vrei? Să vii să-mi dai sângele la analiză. Nu ți-am dat milioane de sticle. Ce să-ți fac dacă uiți? Vreau să-ți văd sângele. Spune tu, iubitul mami, cum să-mi dau din spate ani? Fata mea, eu cu primul ministru vreau. 0243. Dar unde ai plecat? Și când vine? Nu pot, peste o lună nu pot, că eu-s venită dintr-un județ. Da. Aha. Și ce e aia memoriu? A, nu, cerere am, am cerere. Da. Și când mă lasă să aștept? Bă, dar ce să lase o cererea? Să vă uitați voi în ea? Bă, poate vreau să știe numai el ce scrie acolo. A? Bine. Bine, dar să știți că eu aștept. Scrieți, vă rog, un număr acolo, de telefon. Ferească Dumnezeu să-și bată joc și să mă lasă, nu-mi trimeată răspuns acasă, să mă lasă să aștept așa, să-și bată joc de lume. Ieșim în stradă, să știți! Nu era bine când a dat minerii peste voi? Sparge var dracu să vă spun. Ce-ți trebuie ție casete din asta, curvar nenoroci ce ești? Eu? Ce-are caseta? N-ai văzut, știi? Când am văzut-o? Șt! Mai încerc, de unde copilul? Te-ai uitat și ai uitat că te-ai uitat. Nu mai țin minte, nu mă nebuni de cap. Ce-ți trebuie ție casete din asta? Ce n-ai? De ce te uiți la casete? Ce-ți trebuie ție casete din asta, curvar nenorocit ce ești? Ca să te uiți la casete? Și cu mama vorbești ca un nesimțit. Prima grijă când se face de 8, pui mâna pe telecomandă și nu mai lași, că ăștia să foiesc paci. Paul, când vine el să facă semne de ajutor, a ce vine? Noroc cu aia mică drăguță de ea. Sufletul ei. Dar mai lasă mamă și pe altceva, că ne tâmpim. Ce-ai, domne, cu ea? Lasă-o în pace. Toată ziua pe unul? Ia, stai bună, de-aia plătesc cablu. Tu crezi că ai curvat? Eu, s-ar putea să nu. Te rog să mă lași. Eu cred că e unul de ăla de să dă la copii. Am văzut cum se poartă și cu amică. Îi dă de mână să mănânce. Cred că fuge de acasă și se întâlnește cu copii. Cetează, dragă, ai buba la cap. Mă rog, eu ți-am zis, să nu zici că nu ți-am zis. Te schimbă naibii ceva la televizorul ăsta. Ce s-a schimbat? Domnule, stă în casă cu noi, să uită unde vrea, clar? După ce se uită? Tot după consumatorul ăla de rahat? Consumator de rahat ești tu și cu ai tăi. Știi ce pensie am eu? A scumpit gazul, a scumpit curentul, a scumpit dracu să vă ia medicamente. Tot moare lumea de foame. Ești promis cu ea. Ai intrat într-o măcelărie să cetești un preț? Din câte știri... Hai, lasă, lasă! A fost un mare prezentator de știri pe... Am auzit că cel mai modern în trei persoane, dar nu văd cum. Oh.
Ia da să dau și eu puțin pe unul. Să nu acum. A, numai puțin. Te-a ajuns? Nu, astăzi? Doamne. Nu, nu datorită tatălui meu. A fost un examen, m-am prezentat la examen. Băiatul ăsta, cum cer el ajutor? Îl încolțesc la pădăturile alea. Uite cum îl încolță, dar el s-a cerbuțul în mama, s-a apără el. Uite cum stau înfipte în carnea lui ca niște ploșnițe și îl dă scoasă ca pofte. Ce are asta? Niște moioane de sfinte dezvine să le scuipe. Să apără el, să... Uite, parcă-i pintea, parcă-i Miron Cosma. Dar să vede că n-are până. Iar tântălău ăsta. Bine, fata mea, dacă nu ne mai suferim, rămâi cu tântălău ăla al tău pe cap. Dar să stai toată ziua pe unul, trebuie să fii și cam... Adică ce, mama are un babune senil? Tu cum te uiți noaptea la aia la porno? Cine, eu? Ce porno? De unde porno? Mai dă cineva azi porno? A fost odată, de mult. Am găsit casete prin casă. Dacă se aude la școală, poți să-mi strici copilăria, nu te gândești? Și nu-ți deschizi geamul când fumezi. Eu? Câtă ipocrizie. Ce? Ai văzut? Mi pare că mi-a necesită o berică. Ce scriem aici? Dă-i mă, hai să mergem. Demisia! 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 Interesează dacă sunt proaspete sau nu sunt proaspete, dar țara să fie. Că eu știu cum faceți. Vă duceți la incubator, le luați de acolo, veniți aici și căzi la țară. Vreți să vă sparg unul? Da. Numai de țară erau bune. De țară, de țară, neapărat. Hai, nu te teme că nu ți le-a schimbat nimeni. Uite, descântate tot. Iei lucrarea și o arunci pe trepte acolo unde calcă primul ministru, pe covor. După trei puncte, te-a chemat. Dar cum să-l arunc? Dacă mă vede soldatul. Faci cumva și-l arunci. Uite, mă crede proastă asta pe mine. E dusei de țară și-mi dă duda asta de aprozat. Când te eliberezi. Aha. Durează, durează. Dar de unde ești de loc? Din Fighetul Mormăți. Da, de parte. Stai, domnul, că v-a căzut ceva. M-o chema, nu m-o chema. Ce-a putut asta făcui? Dă-mi banii, ha! Hai, da, mă! Mie-mi dai banii. Dă-i! Nu pot. N-am timp. Nu mă interesează! Offside! 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 Ah! Nu mă interesează! Mă deranjez! Hai la mine! Hai! No, 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 no! Pleacă de aici! Hai, piticu! Pleacă de aici! Mie îmi dai bani! Pe carte de muncă nu vreau! Fără carte de muncă nu vreau! Nu mă interesează! Alo, da? Alo, de la Secretariatul Guvernului suntem. Da, da, fata mea. Cu doamna Puică Niculina v-aș ruga. Cu Puică Niculina vreți să vorbiți? Nu e acasă, săracă. Dar când vine? Nu știu. Vine târziu? Nu știu unde s-a dus. Este chemată mâine la audiență, la ora 16. Când? Mâine, la ora 16. Mâine? Da. La cât? La ora 16. Da, îi spun. Mulțumesc. Dacă o văd, îi spun. Ești acolo? Da, unde să fiu? Hai mai repede, că am treabă. Ia uite ce scriu ăștia aici. Are probleme, băiatul? Azi iar nu găsești? Hai mai repede, că n-am voie să mă țiu.
doamna Puică. Puică și mai cum? Niculina. Aveți ceva rude la vama? Nu. Vă ascult. Eu, fata mea, vreau să vorbesc cu domnul primul ministru. Domnul prim-ministru e foarte ocupat. Are treburile țării pe umeri. Mănânci ceva? Nu. De ce? Păi că nu mi-e foame, de ce să mănânc? E ora mesei. Vrei un șnițel? Nu. Ieri aveau de vițel, Gordon Bleu. Orice, nu te jena. Nici eu n-am mâncat. Nu, lăsați, ce să... Te jenezi? Nu e bine să te jenezi. Dar nu mă jenez. Eu vreau să iei cu domnul primul ministru, dar dacă nu se poate... De treburile cetățenești mă ocup eu. Suntem foarte supărați. Toată lumea e supărată, cred că o să iasă și în stradă, sunt sigură de asta. M-au trimis să vă zic, bagă numai femei bâlbâite. Nouă ne place foarte mult de un speaker. Plătim abonament mare și își bade joc de toți. Stimată doamnă, ați considerat deplasat dacă v-aș privi mai de aproape? Vreau să vă cunosc. Îmi păreți cunoscută. Da, de ce să mă cunoașteți? Că eu n-am mai fost până acum la guvern pacii. Dar dacă trebuie, curbari. Că sunt niște curbari. Dar de ce vă feriți? Dar nu mă feresc. Vă supără? De ce? Da. Da. Vă ascult. Suntem foarte nemulțumiți de televiziune. Avuseră niște speakeri foarte buni și de dură la o parte că veni al partid, care nici măcar nu înțeleg ce spune și, pe deasupra, sunt și obraznici. Au fost obraznici cu tine, doamna Nica. Aha. Nica. Eu scrisă-i la televiziune și îmi răspunsă. Cine anume? Uite că nu mi-aduc acuși aminte așa pe de rost. De fapt, dumneata vrei ce? Să nu se mai atingă pe linie politică de speakerii lor, că noi gata. Ce a furat cu el, fata mea? Ai pe cineva în vedere? Pe șpicherul ăsta de care vă spusei. Gata, s-a notat. Paul! Dar nu mai știu. Vedem ce putem face. Aștept rezultatul acasă. Când? În termen legal. Dacă e legal... Domnișoară, nu vă supărați. Cum îi zice? E domnul secretar de stat? Da. Urcă, ole, madame Ciocoiu, nu era o odă țară. Asta ești ce ghiul mare avea, mai mare ca lui primul ministru. Te dai cu Nivea, fii tu al dracului de pompilică, guteștele tale cu tot. Unde vă e specialiștii? Când ăsta e prezentatorul general din toată România? Uite unde ajunse, fii tu al dracului guteștele tale. Pe cât ai zarul ăsta? 6.000. 6.000. Dar dacă le iau pe toate, lași mai ieftin? Nu pot, mamaie. Dacă vreți pentru spala geamuri, vă dau altele. Asta. Toate. Numărele, da, așa. 60.000. Cât faci? 10? 60.000. Altă urină. Iată, băgăra, acum apăsă tu. Nu mi-a dus, fata! Nu mi-a dus, fata!
Jeanel, Jeanel, poate că... Ai spus lui Jeanel să te bată Dumnezeu pe tine și pe toți cu Jeanelul ăsta al vostru. Pe Jeanel? Să nu trecăcești. Pe Jeanel, auzi? Cum mai ies-o? I-ai spus lui Măta? Strie așa? Nu știu nimic ce să știe. Noi tu, a dracului să fii, cu nemță tăi, cu bubele tale, cu tot. Te-a pedepsit Dumnezeu, poți să dai cu ce-i da. Nu-ți mai trece 1000 de ani. Ce nu ți-am dat eu, mă? Ți-am dat bani, ți-am pus lumânări să treacă aia clasa. Și tu, tu te râzi cu Jeanel, mă, ca tot blocul ăsta să uită după mine, mă. Ia mai las-mă cu prăsile matale, nu știu nimic. Ești cum mințăști, dar genia asta mă doare cel mai rău. Nu, dar nu-mi pune, nu-s răcită, nu-s răcită, ah, nu-s răcită. Ai tu ești de vină, tu și cu capra aia de Marilena. Nu mai ei, unde dea vină. Mamare, ești tu? Ați vrut să vă râdeți de ea, să vă râdeți cu toți proștii din bloc. Mamare, iartă-mă. Ce nu-ți te rog să mă iert, mamare? Doamne, Dumnezeule, ce rușine! Ce rușine! Să pleci din casa asta, să nu te mai văd. Așa-mi trebuie. Așa-mi trebuie dacă a trebuit să mă spovedesc tot unei capre. Doamne, fă ceva. Încapă-mă, încapă-mă de rușinea asta. Sunt de balamuc. Mamă, de ce m-am certat eu cu Jeanel, că nu mai țin minte? Da. Te-am luat pentru analize și de la Matale. Când ai luat? Când am luat? Unde se-ți mamare? Las mă să vă simțăm și voi. Hai să vezi. Da, bătrână. Păpatul morți. Bine că n-au fost 40 sau 41 de grade, că cine știe, mergea gura. Să-ți dau un ceai, mama. Dar tot e făcut. Dacă ai făcut un pic, așa o să... Ia du-te și dă-i un ceai. E bine? În satul mare, curetajul a devenit un fenomen, în special în cazul minorelor. Mai mult de 120 de tinere au în vârsta sub 19 ani. Am cu gingaș, fata mea. În 2003 au fost... Cum am intrat eu într-așa o scrântreală? Cum a început? Când m-am prins și mintea mea de nebună bătrână, odată tot calci în gol. Bine mi-ai făcut, Doamne, pentru trufia mea. Ce să aștept? Ce să aștept? Poate că tot ce ai vrut tu de la mine a fost să mă vezi cu târna prin curte și cum stric după câine când îi pun într-o cuță aia ciublită. Poate atât am avut de făcut eu pe lume. Atât poate fi prea de ajuns ca să ții o năroadă până la 64 de ani și să o lași să trăiască. Nici nu poți să oftezi și să sughiți toată ziua. Se deprind și cu asta, se uită la tine și te citesc cu rușinea. Dar trebuie să mai și oftez că boala se cere scoasă la vedere și așa se mai pierde din ce știe lumea că ai făcut rușinul. Așa mă înjung, ia ce... Unde, mamă? A, ce sunt bunic? Dă niște cuțete. Ia să văd. Ai grijă. Ai grijă, e ceva ascuțit. Și cald, așa mă pătrunde. Spândește ca un leș. Atenției Parlamentului de la Londra. Altfel, se iau cu ale lor și nu le mai pasă. Mă omor. Nu m-am putut încoace ce-mi piept. Nu m-am pus rapt. Nu mai iese că ce-or zice. Spune ce-or spune. Eu mă duc. Uite-mă cum mă uit eu în oglindă. Ce palidă și amărâtă-s. Auzei și un vis rău. Și o să dau și cu puțin ruștanare. Uite cum întorc eu capul. Și mă uit la mine. Uite cum mă uit eu. Batista asta, urâtă de cap, o pun aici și îmi iau punga și mă strecur ca o hoață la nimeni acasă. Uite cum merg eu pe drum, uite cum mă trăsc eu pe-ntre blocuri, să nu mă vază vreun prost, să-mi strece cine știe ce lucruri. Vagonul care vine din partea ailaltă vine totdeauna mai repede decât ăla cu care te duci, ca să te sperie. Dacă îl văd pe soldatul, îl cunosc, îl întâlnesc. Dacă nu, nu.
Uite că nu e. Nu, unde dracu-i foie și pe ăștia? Mi-a fost acolo pe Mișo. Da. Dar ce e așa curând pe aceea? Lângă doamna acolo, asta tot lângă doamna. Și așa, asta lângă doamna acolo, da. Partea cealaltă. Ajung la director și ce zic? Să nu mai dea în Paul că ce? Că-l iubește o lume întreagă că ieșim în stradă să ce? Unghiile astea, am degetele boante și crăpate și fața scârcită. Și dinți. Cine să se uite la mine? O zdranț. Da, fata mea, m-a trimis la mata secretarul de stat, Pompilică Crețu. Sâneam cu el. Da, sâneam cu el, fata mea. Domnul director. Nu-i domnul președinte, lipsește. Da, când vine? N-a spus. Cine sunteți? Cum ați ajuns aici? Pardon. Domnul Paul! N-am timp, vă rog, nu acum, n-am timp. Doamna, ce aveți, Vera? Ți-a să vă ajut. Nu, eu pot și singură. Pot să... O stea, că voi o scăritură de aia de-a lui. A spus ceva, doamnă? Un piculeț de hârtie. Da, veniți să... Da, haideți ușor ca să vă ajut. Vă rog. Buletinul nostru, doamnă. Pui că Niculina de 66 de ani. Uite la mine cum mă omor. E în operație. Împreună în televiziune. La România 1, cultura și-a câștigat locul. Și mă, dragă de cap. Liviu! Dragă, să vezi ce filmam ăsta seară, un cranic, te vezi într-o gostă și de-o bătrână.
Wow, ce hernie are și ăsta! Vai, s-a rupt! Hai că-l fac eu! Hai, ridica, cine te-a pus aici? Ligatorul! Unde-ți o racuța, fata mea? Ai și un foc? Vii să faci o cafeluță? O singură clizmă pentru Jeanne de Laut? Ce v-ați ocupat de jevra aia? Să mai fac ora dimineață, lasă-mi scris. Hai. Gata clizmă? Vrea doctorul Smântânică să-i faci o cafea. Smântânică? Unde e? La el. Să mă duc să mă spăl pe mâine. Iorico! Da, ce vrei? Te cheamă la tratamente. Mestete. Mestete. Dă și mie niște apă. Ce frumos! Stadionul din Av. Unde-i Jeanne? Nu știu. Nu mai știu. Intoxicație medicală. Ia tușește, babai. Tușește. Hai, hai, întoarce-te. Toți sunt niște coruri. S-ar putea să ai o hernie, mamă. Cum să? Câte picopții cu ea? Hernie? De unde, doamnă? Poate de la tubaj. Te-ai forțat? Oi fi luat-o de la Jeanne. Ce face, vă rezolvăm? Așa se. Trebuie să te iau înapoi pentru niște investigații. Eu la cuțit nu mă duc nici moartă. Te rog să te bagi în pat, stai acolo. Nu te mai zgârma și tu că te umpli, n-auzi. Nu pot să te văd. Când tatăl copil... Ce mai faci, nezdrăvană? Ce, mamă, ce ai? De ce plângi? Ți-am făcut eu ceva? Nu mi-ai făcut nimic. Ce puși tu ai cu ce ai? Vreau să te vadă un psihiatru. Nu vreau să mă vadă nimă. De ce?
Nu sunt nebună, fata mea. Pentru... Doamne ferește, dumneata e o greutate pe suflet, pe sistem nervos. O să te întrebe ce ai visat și o să-i spui tot, ca la popă. O să te întinde și pe o canapea, hai să te simți ușurată. Am avut un vis rău. Ce vis? Eram fată. Eram cu vaca. Stăteam pe un câmp plin de flori culcat așa și mirosea tare amălin. Și deodată am simțit că se urcă ceva pe picior. M-am uitat. Eram cumva golaș așa și am văzut cum pe genunchi se urca un melc. Melc? Da. Și n-am băgat de seama, adică nu l-am luat în seama. Când m-am uitat în jur, am văzut numai melci. Melci care se urcau pe mine. Era un vis lung, că ăștia merge încet. Dar nu-i să-mi rău, nu, pentru că melcul se mănâncă în postul de Paște, știi? Melcul nu e carne. Nu? Nu, mamă, melcul nu e carne. Ăsta se face din ploaie, când tună. Și melcii ăștia veneau pe mine așa, veneau și lăsau pe piele niște dâre ca niște muci ca argintul. Și pe pulpă ăla care se urca așa încet, spre piept așa, lăsa o urmă băloasă. Ieși afară de aici, ieși afară. Nu vrei să chemăm preotul să sfințească? Nu. Nu, de ce nu? De ce nu vrei să te ajungi și mata cu ceva? Nu vrei să mergi la munte, la Sinaia, uite, sau la Poiana Brașov? Sau la Boi, dacă vrei, frumos. Spune mama și mata ceva. Dacă nu te-ați dat deasupt, s-a rupe mai rău. Maștă, maștă cu capul de ușă. Aș bea tot ce găsesc, dar ăștia ascunsără tot. Nici nu mai vreau să-i văd. Cu toate că... Mangalia... Nu pot, băi. Mă duc în Poiană. Nu te apuci, mamă, să te cațări pe aici, prin Coclaur, prin Poiană, că știi că e slabă de prafuri. Uite un stadion. 3, 5... Cât? 6 după 5 înainte de 7? 6, 8, 1, 3. Pe Janel unde-i? Unde-i dispărut? Dar n-are televizor. Lasă, mamă, uite. Mai bine uite-te pe fereastră să vezi ce bine o să-ți facă. Uite ce frumos e. A curcat ce mai ai? Am uitat fierul în priză. Hai că nu știu pe cuvânt. Dar de ce nu are televizor? Eu nu sunt prea interesată, dar n-am nimic împotrivă. Sunt venită să mă refac. Dar dacă da, de ce nu? Dar camerele astea când au fost plătite, n-au fost plătite cu televizor, cu totul, așa? Ai, doamnă, dai o hoție în țara asta, mă mir că întrebați. Acum ce facem? Ne mutăm noi acolo sau pun să-l aduc aici? Să-l aducă, să-l aducă, păi nu? Dar vă rog de sufletul meu. Vă rog frumos! Ai televizoare pe stațiune? Uite, să scos televizorul la lutălică și ai să-mi-l dai mie. Stai, nețel! Hai, fata mea, hai. Nu pot. Hai, colega. Ai dat ceva? Ai dat? Lasă, fata mea. Vă pui și eu o cinstece. Ia. Așa. Dar la antenă? Nu băga de tu. Nu știu ce. Dacă l-aș vedea, poate că... Mâncare subțire. Ce să faci? Te pui la o masă făcută. Adică una de alea, cuțite, furculițe, pahare, gem, un tot, ca pentru 4 persoane. Așa. Dacă intră careva, nu se așează lângă tine decât dacă te cunoaște. Almitre se duce și el la altă masă, să nu se uită nimeni în gura lui. Iei un unt. Dacă vine fata cu ceaiul, iei untul tău. Dacă întreabă ceva, nu știu. Fata mea, eu n-am găsit. L-o fi luat careva? Doamne, Paul, mamă, cum te uitai eu pe tine? Vede cum stai aici singură, neștiută de nimeni. Vede, acum să iau eu.
O mână de pastile. Sau vreo sodă, ceva. Până nu m-ar găsi la anul. Ciugulită de ciori și de furnici. Ai grijă, coana mare, pe unde calci. Poate vrei să vii la cusut. Nu e simțit. Ochelarii. N-am ochelarii. Păi ce, ți-am furat noi? Caută bine unde ai pus, ia uite la ea. Ei, doar dragul să fii cu ochelarii mei, rămâne țară în gât să-ți rămână. Ce-mi trebuie mie să stau la curent cu mâinile? Ești venită cu merile. Poți tu să mă scap de Paul? E una acolo care fură ochelari și mă frige. Și n-am răbdare să stau acolo venită în ceara mamilui. Îmi face nervii nervoși și îmi vine să dau de picioare. Ochelari n-am, nu văd la televizor și pensionarii răcnește că vrea la guvern. Bă, știi ce făcu? Trasă ușa după el, să dezbrăcă și să trânti păstă una. De o împachetă el, năsânțât un cear. O sportistă de-asta. Spune și tu ce poți să pățești. Cu nebunii zici că vii la băi și când culo, spune și tu. Ce bișorul, mamă. Mi-a umflat de fiecare dată cât un ochi, nu puteam să intru în clasă. Păi ce ziceau copiii ăia? M-am îmbolnăvit și de nervi. Dar nu-i bine nici divorțată, să știi. Care zice că-i bine, nu știu ce zice. Trebuie să crești și copilul, trebuie să ai grijă și de tine, că nu-i simplu, să știi. Da, cu șoldare. Cine? Băiatul? Uh-huh. 17. Fă moare cu gata. Ce gata, madame? Păi că dumneata nu știi ce e în școală. Droguri, madame. Droguri și curve. Ai, na. Știi ce fac fetele aia dintre a 9-a și a 10-a? Nu mai vorbesc de a 11-a și a 12-a. Curve, madame, puică, curve, dar curve rău, să știi. Atrag băieții și îi bagă în belele. N-au minte, sunt tâmpiți. Se maturizează târziu, trebuie să fii mereu cu ochii pe ei. Ferească Dumnezeu. Aici ne-au adus. Doamne ferește. Aici ne-au adus. Madame, puică, bărbații-s proști, ascultă ce-ți spun. Dar proști, iau un biscuite. No. Ce te faci dacă ai băiat? Unii nu că ce te faci că numai fete să n-ai. Dar eu te întreb, ce te faci dacă ai băiat? Cum îl ferești? Că nu știi ce poate pielea lor. Am fost și eu ce am fost, am cântat la operetă, în cor. Dar așa ceva, domne, acum 15 ani nu există așa ceva. Să te dea la o parte. Și la dumneavoastră? Și la noi? Care cu clace, pardon de expresie, care cu țâțele au tras tare și a ieșit în față. Care a fost proastă și serioasă, i-a dat cu piciorul. Ai mai fost pe postul ăsta? Nu fusese. Ai mai fost, ai uitat. Și atunci cum să-l lași? Eu nu zic să n-aibă și el o prietenă, că toți mai avem, nu? Uite, spun ca la o soră, că te văd de o persoană discretă. Prietenul meu e flautist la filarmonică. Nu spun cine, că precis îl cunoști. Da, da. Sunteți la aceeași etate? Mă văd cu el de 2-3 ori pe lună. Eu sunt o persoană corectă, madame Puică. Nu cer decât atât cât am nevoie. Așa e cel mai bine, e sfânt. Dacă dă telefon, bine. Dacă nu, iar e bine. Ne iubim? E căsătorit? Nu am probleme că mi-aduce ceva de pe undeva? Dar ce-am vrut să spun? Vă lasă mintea, e senilă. Vorbești singură? Ce să-și? Că-i cântăresc sau ce-i? Flautist, nu spusei. Vezi că uiți? Ar mai fi doi, dar cu ea mă văd rar de tot. Foști absolvenți. Mă mai ocup de ele, mai aranjez o serbare, un pom de iarnă, ba, nu se face greu și dacă chiar n-ai pe nimeni, asta e problema mea. Poți să crezi? E cum? Caz de nebunie, ce mai? Dar ce e tatarea cu băieții? Mai schimbă, madame, puică, pe asta cu populara, că mai e nebunii de tot. Pune și mata pe altceva. Stai nițel, colega, că să dau acușa știrile. Dă-le naibii de știri, că tot pe alea de ieri le dau. Dă-mi un șervețel. Pune pe un film undeva. Vin pensionarii peste guvern. Să strânge de peste tot. Ce ai făcut, madame Vivi? Ce i-am făcut? Păi la mine mergea. Adică eu un străcai. Doamne ferește. Hai trece.
Că și mușcă de nu pe mine mă prindă. Trebuie să dăm telefon la București. Aia nu știu nimă. Dar de ce umbli toată ziua la el, a? Ia uite cum îi strâng la față. Madame Puică, vină ea peste noi la București și îl fac zoc mai rău ca mineri. Și ce te bucuri așa? Păi ce nu vrei să intre peste guvern? Și-ți pare rău că-l dau jos. E te miră, dar ce-i guvernul meu? Să alerge cu șmisele lor, cu tot ce asta e pe zi. Uite aici. Boșoroși de-i dracu. Cu putere în mână ca minei. Dar de ce dracu-i tu, pensionarul care luptă pentru dreptul lui? Ha? De ce? Că dacă-i dracu-i așa pe toți, ce mai rămâne? Ce mai rămâne? Cine-i mai dă jos guvernul dacă nici pensionarul nu e bun? Ce tot îi faci, că ai să-l strigi de tot? Ha? Ce, nu tot eu îl reparai? Vezi că poate ai uitat. Erai tu, dracu, să fiu cu flautistul tău și cu flautul tău și cu tot. Te așezi acolo la televizor și mici de butoane și pe urmă îl hâiști. Iată, iată cum se vede. Ca singură? Poate vreau să văd și eu pensionarii cum merg pe stradă. Ți-ai găsit? Poate vreau să văd și eu Roberta. Ha? Numai că și ea l-aș ajut. Cum e că poliția stă cu mâinile în sân? Îți vorbiți toți, am spus, împartă între ei. Nu mai bate ca ai să-l strigi de tot. I-au dat dimineața la televizor. S-au dat la o parte și au zis pe toți să treacă. Dar de ce-i spart? Aici poți să dă trei ori, nu-i ca la ferometan. Dar ce-i mă dăm, pui, că te-ai țârnit de tot? Niciodată! Ești ca aia! Ca aia! 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 Ți s-a urcat foliculina la cap, ai? Și te-au luat-o încoace, cred că în două ore sunt aici. Întinde-te și mătea acolo pe parte. Da, nu mi-aduc aminte dacă i-am spus lui tata Nașu să lege cățelul ăla noaptea. Că umblă după cățele și sapă sub gard și-o întinde. Am și-o nevăstuică în jopur. Eu știu unde are cuib între lemne, dar nu e bine să o zădărăști. Nu e bine că aduce nenorocie la casă. Și e răzbunătoare. Are o mușcătură otrăvită, apucă porcul de gât. Dar acolo și în pace nu vezi picior de șotrâcă în porumb. Și cine are cal? Dimineața găsește coama numai cu o săță. Să urcă noaptea și împletește strâns cu dinți. Dar de visat, visezi noaptea? Da, cum, doamnă doctoră? Ia spune. Am visat odată un melc. Mi se urcă pe burtă, îmi trecu peste piept și se opri la gât. Te-ai văzui ochii triști și un vârful de la coarne. Plângea și se mișca și plângea și lacrimile de melc picurau în jos pe coarne, dar rar, că erau și gleioase. Dar ceva analize ți-ai făcut? Ce la? Undeva? Metabolism, bazal, sânge? Mi-or fi făcut, o fata mea, că eu am fost internată și cu iernia. Bine, o să-ți fac o trimitere. Da. Da, de băiatul ăla, Paul, de la televizor, îl știți? Și prima dată când ai simțit? Acasă la mine, la țară. Erai bolnavă de ceva sau... Te uite, era televizor, pur și simplu. Mă uitam. Cruțam niște mazări și mă uitam. Dacă te uiți de la spate, îi zice că plânge. Dar să râde proasta, că nu se poate ținea. Și vine cu fața aia de șperlă. Păi tu, al dracu, cu neamul tău de spăriață. Și simți așa ca o fată îndrăgostită sau e cumva altfel? Da, doamnă doctor. Ai mai iubit pe cineva când erai tânără? Mă, nu simt așa decât un fel de amărală, dar am mai simțit. Mi s-a mai întâmplat să simt. Vă uitați la unul? La știri? Cerbișorul român, cum te băgai în gură la lume? Că de asta aveai tu nevoie.
Dar ce să faci dacă nici la doctor nu spui? Cui să spui? Dar nu i-am spus nimic pe concret, că nu e bine să spui chiar tot așa, știi? Dar la două scrisori nu suflai o vorbă, pe ce-s proastă? V-ați întâlnit? Ai vorbit vreodată cu el? Nu, numai din vedere, așa. Doamna doctoră, nu fi de la funiculină. De la prostată. Poate că trebuia să vorbești cu el. De când te ține asta? De un an jumate. Da, gargară cu urină ai făcut? Ce l-a? Cupișul, mamaie, ți-a spus cineva să faci gargară? Nu pot să-ți dau rețete pentru asta, dar îți spun urinoterapie de 5 ori pe zi și în 2 săptămâni ai scăpat. Dacă făceai asta până acum, erai gata. Și ți-e scârbă? Și eu fac, și eu fac asta. Păi cum, doamna doctor? Eu vin și îmi pun aceea sufletul pe cerceaf și dumneata am zis să fac terapie. Vine, vine femeia, cu ce are ea mai ascuns la doctora de nebun și dumneata îmi zici, ce îmi zici? Îmi zici să strâng în borcan și să fac gargară. Cum să fac eu gargară cu aia? Să-ți dau și medicamente, îți dau și medicamente, îți dau un sac de medicamente. Ai bani să dai pe medicamente? Știi cât costă medicamentele în ziua de astăzi și compensatele? Pe când asta e gratis. E gratis și să știi că până la urmă tot aici ajungi. Mă duc, cobor la Brașov și mă duc, iau trinul și mă duc dracu la mine la țară. Mă duc acolo. Gargara ta cu tot. Ce e, mamă? Pisi? Apucară cu furela pe toți acei la prefectură? Dar voi de unde sunteți? Sunteți de acei din Brașov? De unde sunteți? Păi să poate. Miroase acei la prefectură ca în București. Primăvara când se dezgheață rahață de câine. Nu vă e rușine? Puțin așa. Păi după tot de liliac? Peste tot așa? Mă băieți, duceți-vă mă acasă. Că vă vede poliția la televizor. Vă știe, vă ia ca din oală. Parcă ai cu cine vorbi. Nu vă lăsați. Băieți, nu vă lăsați! Nu te lăsa! Nu vă lăsați! Vă puneți în fiecare părință! Nu vă lăsați! Luați-l Dacia! Ia poftim. Vine primul ministru aici. Doamna Puică? Da, ce-i? Hrană rece. Ce copil bun. Să gândiți și la mine careva. Dacia, ce? Vicinoșii!
Pe la partid. Un suc cu bomboană. Stați liniștite că am avut grijă de toată lumea. De la partidul lor. Așa se dă la ei la partid. 35% la pensie! La ora 14 și 30 de minute, elicopterul primului ministru a decolat spre Poiana Brașov. Se au în vedere negocieri cu liderii pensionari. În momentul de față, aparatul survolează orașul. Demisia! 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 Vă moleșeați, mă? Ce aveți? Ce așa moale? Hai! Cine a tras noi? După 22, hai! Cine a tras noi? Așa, zăi, că-i pâine, hai! După 22! Adevăr! Hai, zâng! Adevăr! Zâng, domnule, zâng! Hai, libertate! Mersi! Adevărul! Ce faci, domnule? Adevărul! Nu ți-e ușine așa, puțin! Fugi de acolo! Fugi de acolo! Adevărul, ziceți! Zâng! Adevărul! 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 Putere vizorul! Atunci poporul! Putere vizorul! Atunci poporul! Putere vizorul! Atunci poporul! Trăiască! Scumpească! Benzina românească! Urim! Urim! Urcați! Băiete, că nu pot! E, puneți piciorul aici! Primul ministru! Hai, spatea mea! Ori mai da vreo pungă, da? Și la prânz! Primul ministru! Primul urcați, urcați! Niște nanile mea sunt țâte! Sunt femeie, netate, mă duc în voi mei! Așa-i făcut rășelul papă! Niște nesânțiți! E exact ca atunci când te duci cu scroapa la vier. Dacă e a ta și ești cu treabă, nici nu v-ați dă seama. Dacă e altuia și nu mai te uiți, e porcos. Ce te dă durești pe dumneata afară? Nu mă dă dură. Ce e, ne-a marginalizat. Vor să amestece cu ăștia de la Brașov, înțelegi? Și-au făcut treaba cu noi și salut. Dumnezeu să-i țină în faza, eu mă duc la tratament că mie mi-ajunge. Păi de ce, doamna Niculina, suntem noi mai proști, n-am zis că mergem peste ei la guvern? Dumneata nu știi ce e acolo cu secretaria aia de stat. Cu șinse pe masă. Păi și atunci? Atunci ce? Păi poliția e cu noi. Când m-a trece rata aia spre Poiană, m-a scas păstă tot ca la întâi. De ce mi-e ce să treacă? Rata nu trece nici un. Acasă! Vă rog în liniște toată lumea la autobuze. Primul ministru nu vine și acelea la prefectură? Să împăcă cu liderilor. Le dădu 35%. Ne îndreptăm disciplinați către autobuze. Fără violență! Crezi că mai vine fata mea? Cât e ceasul? Opa, stăm degeaba, tratează cu ei la Poiană. La ce hotel? La cât e rata? De ce, mai circulă ceva? Doamne! Plecăm de acolo! Fie așa de proastă! Căzură la pace cu 35%! Ce-a zis, bă? Gata, au semnat! Băi, ăștia se cară și ne lasă aici! Semnară aia niște petrenții și gata! Fugă acasă să nu se închidă la cârciugă, ha? Unde vă duce vară, dumneavoastră? Așa! Stai, mă! Mai late, doamna Anita. Hai înapoi!
întoplătesc, mă băieți. Și dacă apun mâna pe noi, ne vână direct la închisoare, pentru că am dat în uniformă. Ce ai, mă? Am ceva la ochi. Poate mă vede mare. Ridică-te, că mi-o tortește. Mă vede la televizor. Cum pun eu dopul și dau cu bărbunul. Bizule! Ce, mă? Dă-te pe Sadoveanu, bă! Asta ar mai să mă spar pe acelea. De ce veniști tu la băi? De ce veniști la băi? De ce veniști ca să arunci cu stică și să umbli și o lombă pe străzi? Gata. Să rup să-mi ții. Să rup să... Doamne! Doamne Dumnezeu! Uite cum îmi alunecă măsășoarele jos. Doamne mare și Dumnezeu! Nu m-a lăsat. Dă-mă valiza! Dă-mă valiza! Dă-mă! Bătrâna și-a proastă. Cine m-a pus? M-a pus să... Nu. Dar ce-mi pare mie rău e că mi se rupse praporul și tot o fudă pe mană. La un moment dat a lasă tot și poliția nu fudă cuvânt. Zăsa la început că nu se bagă și porbătăi cu fumul, tăi cu ciomacul. Doamna Puică! Nu te gândi, ia trenul! Păi că i-a prins, i-a legat! V-ai auzit? Ia trenul! Dacă trec strada și văd pe una cu o găleată, înseamnă că am noroc și ăștia nu mai pun mâna pe mine. Deși nu e un de vagoane încărcate cu sulf, benzină și îngrășăminte s-au desprins de locomotivă și s-au răsturnat. Incendiul declanșat la unul din vagoane era aproape stins când, din cauza acumulării de gaze, s-a produs o explozie de o forță uriașă care a devastat satele din preajmă. Fiind vorba despre o încărcătură periculoasă, fusese remobilizați foarte mulți pompieri pentru stingerea focului și evacuarea. Dau ăștia păstă mine înainte să vie trenul. Da și mie 5.000. Cu trenul se întâmplă ceva. Accident. Accident. Și oamenii ăștia nu știe nimic. Să sară după linie, să se bușească, să facă ce-o vrea numai să se termine. Că eu nu mă pot. Doamne, iartă-mă că întărât soarta. Dacă văz o valiză roșie, să răstoarnă trenul. Face accident de tren. Asta e voia ta, făcă-să voia ta. Dar dacă nu mă urc, adică nu mă urc. Uite așa trenul să ciocnești, eu nu-s acolo. Legată, în lanțuri, dar vie. Oricum, când este ajungă, te ajunge. Ceață, mă dragi, că tu nu poți să ajut la nimic. De ce pun eu piciorul pe scări? Tu să te lasă la greu. Hai, hai. Ia, domne, valiza, domnule. Ia. Închide acolo, că-i curent. Doamne, ce s-a întâmplat cu noi când a murit aici? Surtea că...
plecați și ne spovediți. Hai, doamne, să te treci. Nu-i loc de valiză acolo? Doamne, n-ai lăsat să fie acum. De ce mă lăsași să trăiești? Nu rămâne nimic. Nu rămâne nimic. Doamne, de cine e goi? N-ai lăsat nici acum. Doamne mare și bunește. Nici nu știu ce să mai cred. E adevărul. Spun eu care e adevărul. Știi ce poți să faci cu adevărul tău? Fă gargară cu el. Îl strângi într-un borcan. Faci gargară cu el. De asta e bun. Tot prostul știe tot adevărul. Și să-mi dea să-mi tine să-ți-l spun. Nici nu știe pentru ce trăiești, pentru ce să o omoară cu muncă. 10 și 10 și 10. Te bate la cap, nu ține minte ce spune. Ești nervos. Doamne, de ce m-ai ținut tu atâta, atâția ani pe pământul ăsta? De ce? Ce ai vrut tu cu mine? Pentru ce m-ai lăsat să fac păcate pe aici? Cui arăți tu adevărul cel mare ca să înțelegem și noi? Și cui dai tu priceperea? Paul, fata mea, ce-o fi făcând el săracul? Ce căutăm noi, Pacilea? Unde ești, Paul? Unde umbli tu, fata mea?